Mai întâi însă vorbim despre imaginile zilei. Un crater ca după explozie a apărut în mijlocul străzii la Slănic, Prahova. Zeci de oameni au fost evacuați, chiar și sediul poliției. Gaura a ajuns la o adâncime de 3 metri și o suprafață cât un apartament cu 3 camere. Marea spaimă acum în orașul cu 5.000 de locuitori este ca pământul să nu se surpe și mai mult. Localnicii se simt părăsiți, abandonați de autorități în fața dezastrului. Prefectul județului vorbește despre o situație de urgență. Da, numai că este una care putea fi evitată dacă îi ascultăm pe localnici. Prima surpare, atenție, a apărut acum luni bune, dar plângerile oamenilor au fost ignorate. Ar trebui să nu mai intre nimeni aici. Sperăm că ne vom reîntoarce. Avem de-a face cu o situație de urgență. Strada s-a năruit dis de dimineață spre groaza localnicilor, care s-au temut că înghite pământul cu totul. O cameră de supraveghere a surprins fenomenul periculos. Doi localnici gonesc cu mașinile cât mai departe de crăpăturile care se lățesc. Polițiștii încep să izoleze zona chiar înainte să apară craterul. Strada 23 august din centrul Slănicului s-a surpat pe o suprafață de 50-60 de metri pătrați la o adâncime de 2 metri, 2 metri și jumătate. Locatarii blocurilor din jur au fost evacuați pentru că există un risc al prăbușirii clădirilor. Nimeni nu știe cu exactitate ce se află sub pământ, dacă sunt infiltrații sau galerii formate de la mina de sare din apropiere. Astea sunt crăpături, adică în mod evident scara pleacă. Am observat că grav este acum. Pare că se îndreaptă spre bloc. Mi-am luat o cameră la hotel, am dus mașina cu bagaje ce aveam. În situații din astea, zici, mergi și că scapi întreg. Sub strada surpată s-ar afla o cavernă formată în urma exploatărilor de zăcăminte, cred localnicii. Infiltrațiile de apă în sol ar fi topit sarea. Așa s-a format gaura în care a căzut strada. Mai mulți specialiști, ingineri în construcții și geologi de la București au fost aduși de urgență cu un elicopter Black Hawk pentru a expertiza toată zona. Echipamente de monitorizare au fost montate de jur împrejurul craterului. Martorii sunt niște dispozitive care verifică dacă pământul se mai deplasează, adică dacă fisura se mărește, iar senzorii sunt acele echipamente pe care noi le folosim la cutremur. Au o acuratețe foarte mare de a capta eventuale sunete care se produc în pământ. Și sediul poliției Slănic, aflat în fața străzii surpate, a fost evacuat. Birourile și dosarele în lucru au fost cărate într-o clădire unde vor sta provizoriu agenții. În vreme ce localnicii se tem că prăbușirile se vor amplifica, primarul dă din colț în colț. Cine poate să știe ce-i pătrăs? Dumneavoastră sunteți primar. De unde să știu? Când am pierdut aici, în Slănic, se exploatează sare de 2000 de ani. Știe cineva ce s-a întâmplat? Ne e frică. Într-o fracțiune de secundă ne putem trezi cu blocurile sub pământ. Așa o să arate că bănuiesc tot Slănicul. Cât de curând. Sara este exploatată la Slănic de peste 300 de ani. Salina de acolo este celebră, iar orașul stă pe un labirint de galerii miniere și grote. Reprezentanții societății sării nu văd însă nicio legătură între prăbușire și mină. Distanța este mult prea mare ca să gândim că ar fi determinat acest vol de sufoziune de exploatarea minieră actuală. Este un fenomen care poate să evolueze. Nu putem să ne dăm cu presupusul că a fost infiltrație, că s-a spart o țeavă, că a căzut un meteorit. Poate să fie un accident geologic, da? Poate să fie orice. Pământul a dat semne încă din toamna trecută că nu mai rezistă. Curtea unei case s-a surpat, iar locuințele de pe toată strada au început să crape. Forajele au descoperit un depozit de sare la 40 de metri adâncime. Suntem 8 familii afectate. Casele sunt afectate 100%, deci tot nu se mai poate locui în ele. Alunecările de teren au distrus complet această casă. Toți pereții sunt crăpați. Vedeți, intră pumnul în această crăpătură. La fel, pe jos, podeaua este distrusă, iar acolo parchetul s-a deformat. Proprietarii au fost nevoiți să plece de aici, întrucât locuința risca să se prăbușească peste ei. Tot într-un oraș aflat pe exploatare de sare a apărut un crater de aproape 2000 de metri pătrați după prăbușirea unei foste mine. Acum 14 ani, la Ogna Mureș, surparea a năruit un supermarket, un mic magazin și două ateliere. Sute de oameni au stat o noapte pe străzi de frică să nu fie afectate și blocurile lor. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.